și ca până la urmă această comunicare. Nu știu. Am intrat într-o zonă pe care nu vreau să o comentez, v-am spus ceea ce intenționăm noi să facem. Apropo de proiectele pe care, de investiție despre care vorbeam, da. De ce acum spuneți că vrea să aibă domnul ministru de finanțe o abordare diferită în ceea ce privește dezvoltarea? Vă spun imediat. Vă spun imediat. Raportul ăla a fost vedere că a spus ministerul dezvoltării. Nu. Este vorba în principal de faptul că, din păcate, și nu din vina miniștrilor care au fost la transportul, ci din alte motive pe care unele dintre ele au fost enunțate în cadrul Biroului Permanent Național, dar nu vreau să le fac publice acum, la Ministerul Transporturilor sunt sume foarte mari necheltuite. Se pare că e vorba de cât de 10% din suma alocată pentru investiții cheltuită până acum, din vari motive. La Ministerul Dezvoltării situația este alta. Și anume, există peste 4.000 de șantiere deschise, în special în zona rurală, unde trăiesc aproape 9 milioane de români, cel puțin în acte, și acești oameni așteaptă ca și la ei în sat să ajungă Uniunea Europeană, așa spun. Adică și ei ar vrea să poată să aibă în curte apă curentă și ar vrea atunci când ies din curte și ies pe uliță să nu mai intre în noroi până la genunchi. Și atunci, dacă aceste șantiere care sunt, repet, lucrări în continuare și unde dacă se alocă bani încep să se cheltuie de a doua zi de când au ajuns acolo, să fie finanțate și să fie finalizate. Domnul Teodorovici a spus așa. Există bani disponibili pentru a se finaliza și finanța investițiile în România, dar nici nu vrea să mai țină bani alocați într-un minister sau la o companie, compania de drumuri naționale, de exemplu, unde să stea miliarde care nu se cheltuie și pe care nu le folosește nimeni, în loc să fie alocați banii către alte domenii unde dacă se alocă, de a doua zi începe să se cheltuiască.